Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de față voi repara și testa, măsura un alimentator de 12 W, este cel de față. A fost folosit cu mult timp în urmă la alimentarea unui hard disk extern de la Seagate de 2 TB, însă cu mulți ani în urmă a fost scos din uz, l-am aruncat și într-o parte, într-un colț anume, în dulapurile mele și nu a mai fost folosit. Mai multe date scrie pe el, intrarea între 100 și 240 V, curent alternativ, și ieșirea de 12 V, curent continuu, la 1500 de mA, 1,5 A. Scrie sus că este Switching Power Supply, semn că este în comutație, destul de clar. Defectul acestui alimentator este cablul de alimentare, însemnând că s-a deteriorat în zona aceasta. Și am zis că e posibil să mai folosesc din când în când și acest alimentator. Până la urmă, 12 V este o tensiune destul de uzuală. Să-l desfacem. Da, lung acest cablu. Scoatem acest conector. Problema ar fi dacă reușesc să-l desfac. Am mai încercat mai demult și nu am reușit. M-am lăsat pe gubaș. Cu această chestie e puțin probabil, nu? Parcă ar fi lipit. Am reușit, dar știi că n-arată rău, la prima vedere. O să fie nevoie să dezlipesc acest conector de aici. Gata. Gata, l-am desfăcut. Sursa nu arată rău, 12 V pe ieșire și 1,5 A. Asta este spatele, primar și secundar, condensatorul de dintre primar și secundar, condensatorul de după puntere de soare din primar de la Samsung, de cât e? 33 de microfarazi, cred că. Să dezlipim conductoarele acestea. Zona aia am exfoliat-o și din cauza la pinul ăsta, enervant. O să lipesc două conductoare de ieșire doar pentru a testa, pentru că aș vrea să măsor cât de stabilă e tensiunea la curentul maxim de 1,5 A și ripple-ul, o curiozitate personală. Hai să punem flux în zona asta. Plusul e în partea stângă, minusul în partea dreaptă. Nu o să ating pentru că sunt foarte sapene conductoarele astea. Sunt multifilare, dar am costurit destul de bine acolo și nu se mișcă din zonă. Bun, să alimentăm sursa aceasta. Avem 12,4 V. Hai să măsurăm stabilitatea tensiunii la 12 V. Avem 12,3, 12,4. El spune că ține până la 1,5 A. 1 A. Crește mai mult. Foarte stabilă tensiunea pe ieșire. 1 A jumătate, 1,5 A. Și totul în regulă. Duce mai mult un pic? 2 A și tensiunea este foarte stabilă. E o sursă bună, sincer. E regulă. Sunt mulțumit. Iar acum să măsurăm și ripple-ul. Avem în partea dreaptă osciloscopul, la mijloc electronic loader-ul și sursa noastră în partea stângă. Să pornim sursa. Electronic loader-ul e pe 0. Să pornim electronic loader-ul. mA. 1,2 A, ducem către 1,5 A. Eu zic că ripple-ul pe ieșire este unul foarte bun. Până în 50 de mV, vârf la vârf, n-am ce comenta, este în regulă. Să dezlipim conductoarele acestea, ce le-am pus doar pentru test. Tăiem acest conductor de aici. Uitați-mi să așez camera cum trebuie. O să încerc să tai într-o parte.
Am decupat zona asta, am tăiat-o practic, ca să pot să bag conductorul aici, cablul, și prind cu chestii din acestea. Decupat cât am putut și eu, dar văd că mai mult data nu se poate. Și asta vine așa. Chestia asta notată din ce am observat e, reprezintă plusul. Să punem invers așa. Și în zona asta. Conductoarele sunt considerate destul de groase, suficient pentru un amper jumătate. Să cositorim aceste conductoare. Am cositorit. Nu o să lipim aici decât atunci când voi lipi ieșirea, pardon. Să curățăm un pic cu alcool izopropilic. Ai toată zona asta. Înainte de a-l pune înapoi în cutie, hai să mai aruncăm o ultimă privire peste el. Avem filtrul pe ieșire în serie aceste inductoare. Practic sunt în serie un inductor pe plus și unul pe minus. Vedem o singură componentă aici, de fapt sunt un inductor pe plus și unul pe minus. În paralel între plus și minus, un condensator, dai 470 de microfarad, nu vedeți voi. Condensatoarele arată bine, chiar nu este nevoie să le schimb. Hai să măsurăm și rezistența internă a condensatoarelor, dacă tot suntem aici. Hai să reglăm la 0, ceva gen la 0. Asta e în regulă. Cel de aici să-l măsurăm. E în regulă. Cel de pe alimentare, dacă îmi dau seama cum e pus. Da, așa e pus. Da, e în regulă. Este bine. Și celălalt. Și cam asta e. Ar mai fi unul mic, dar nu știu de cât este. Probabil de, nu știu, de 10 microfarazi, ceva gen. Da, este în regulă și ăla. Gata, să punem la loc în cutie. Așa. Hai să lipim zona aia de acolo. Și celălalt pin. Încă o dată, ca să fiu sigur. Gata. Să punem chestia asta la loc. Să alimentăm adaptorul. Înainte de a îl pune în electronic loader, să măsurăm cu multimetru. Să fim siguri că plusul este acolo unde trebuie. Da, este în regulă. Vedeți bine, da? Minusul este aici, plusul în centru. Este în regulă. Să-l punem aici. Un ultim test. Pe conductorul ăsta pică cam mult. Și e de la conectorul ăsta. 300 de milivolți pică pe conductor. Pe cablu, pardon. Este destul de lung, cred că are vreun metru. Aș fi putut pune unul mai gros, dar nu mai îmi bat capul. Să punem capacul înapoi. Asta dacă intră. O să facem noi aici. Punem tot o chestie de asta, că merge.
Asta nu-l mai scot de aici. Gata. Nu mai fuge de aici. Și alimentatorul a fost reparat. Cablul e destul de lung, observ eu. Cred că are puțin mai mult de un metru. Sau ceva gen, nu mai stau să măsor, dar puțin mai mult de un metru. Cam asta este. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!